O astfel de măsură ar reduce accesul minorilor la conținut nepotrivit și riscurile asociate hărțuirii online. În plus, organizațiile pentru protecția copilului subliniază necesitatea unor reguli stricte pentru a limita influențele dăunătoare asupra dezvoltării emoționale a adolescenților. Cu toate acestea, criticii avertizează asupra efectelor negative. Restricția ar putea limita accesul tinerilor la informație și la oportunitățile de socializare online. În plus, implementarea ar putea întâmpina dificultăți tehnice, iar metodele de verificare a vârstei ar putea ridica probleme legate de confidențialitate. Gorjenii de vârstă mijlocie și seniorii susțin această inițiativă. Da, ar trebui interzis așa ceva, dar ce să facem cu copiii ăștia în ziua de azi, nu știu. N-avem ce face, asta este. Cu ce să-i ajute? Cu prostii, pentru că nu-și mai respectă, în primul rând, în colectivitate. Dacă merg în mijloace de transport, nu dau prioritate la vârstnici și așa mai departe. Vorbesc urât, nu mai au bunul simț, nu. Lipsă. E idee bună, pentru că mă gândesc, minorii, în primul rând, nu ar avea nevoie să merg să socializeze atât de mult. Trebuie să se ocupe mai mult de școală. După 18 poți să faci ce vrei. De-aia pe aplicații ca TikTok nu-l țin pe telefon. Și recomand oricare care să zică și cumpără un telefon mobil care are TikTok cu aplicație, o dezinstaleze. Tinerii gorjeni au păreri pro și contra în legătură cu propunerea interzicerii rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani. Cred că odată standardul cu media socială, dacă o să-l folosească, trebuie aplicații la televizor, că aceeași mizerie se întâmplă și acolo, și acolo nici măcar n-au pe luxul să-și aleagă ce primesc. Punctul 2 ar fi, cred că mai mult decât ce influențează e problema că îi ține de la activitățile din viața reală și că ar trebui să se joace, să facă sport, să citească și să comunice între ei. Eu sunt și una din, sau poate ultima din generațiile care au prins un pic și viața sau măcar copilăria fără telefoane, și e o perspectivă complet diferită. Aruncă cuvântul ăsta manipulare, dar de obicei e manipulare când nu merge în direcția pe care încearcă ei să le o sugereze. Autoritățile încearcă să găsească un echilibru între protecție și libertate.